Foarte bine s-a repliat aici Juan Carlos Nascimento, rămâne la primit pentru Gomelt. Joacă la întâmplare Horj, recuperează Craiova. Andrei Ivan are mingea pe stângul, trage Andrei Ivan, gol Craiova, minutul 30, Andrei Ivan deschide scorul cu o execuție superbă din marginea careului. Ce gol marchează noarul Craiovei cu stângul. Trebuie să remarcăm și acest aspect. Iată, i s-a oferit spațiu aici. Iazvić pleacă fals, este întâmpinat târziu. Pentru Petre, din nou Bârzan. Foarte bine, dă și pleacă pentru Petre. Atac bun al Craiovei, Băluță susținut acolo de Bancu. Băluță însă întârzie cumva jocul, o pasă printre pentru Bancu. Centrare în fața porții, Horj dă pe lângă minge. Petre retrimite în fața porții, Ivan, gol! Gol Craiova, superbă revanșă luată de Olteni în fața CFR-ului. Ivan face dubla din centrarea lui Petre. Iar CFR-ul iese din lupta pentru titlu. 3-0. Iată pasa lui Băluță pentru Bancu. Petre recentrează și Ivan. Din fotbalul englez, de la Sheffield. Este Gustavo cel care execută pentru Băluță, este Cerniauskas, gol! Gol Craiova, marchează Andrei Ivan, el este cel care a împins mingea în plasă. 1-0 pentru Olteni, o fază fixă, inteligent jucată de elevii lui Mulțescu, apărat surprinsă total de această schemă. Și este 1-0, bucurie în loja oltenilor. Andrei Ivan reușește. Mingea e cam lângă punct. Șansă mare pentru Craiova să închidă acest sfert de finală. Până la urmă trebuie să așeze mingea pe punctul cu VAR. Andrei Ivan. Andrei Ivan față față cu Cerniauskas, strage Ivan, gol! Gol Craiova în semifinale, după o partidă memorabilă, după o prestație extraordinară în 10 oameni, Craiova se califică în fața lui Dinamo, bucurie nemărginită în tribunele stadionului din Severin. Andrei Ivan, până la urmă, a apărut atunci când trebuia și... A fi aruncare de la margine pentru Craiova. S-a depus mult efort în această partidă. Par să fie ajuns și la limita resurselor fizice, cele două echipe, deși Craiova și-a cam conservat energia pe aceste atacuri fără prea mare sens ale voluntarului. Ce bine trece Briceag, Briceag urmează centrarea în fața porții, Ivan scoate Bornescu, Ivan luftează, dar e gol, este gol pentru Craiova, minutul 79, 5-0 pentru CS Universitatea Craiova, Ivan înscrie. Corecție dureroasă aplicată voluntarilor în această... A fost titular Rambe. Vătăjelu urcă și el. Gustavo. Pasă bună pentru Vătăjelu. Centrare defectuoasă, însă Popov ajunge la acest balon. Briceag cu o centrare bună, lovitură de cap, gol! Andrei Ivan și saltul său deja clasic. În minutul 90 marchează Ivan, dar cine îl marca? Cine trebuia să-l marcheze pe Ivan? Nu era nimeni lângă el. Ce greșeală în defensiva gorjenilor. Craiova revine
în avantaj. Încă un meci cu emoții pentru Gigi Mulțescu. Singur ăla. Nu se poate vorbi de un fault acolo. Bogdan Vătăjelu, centrarea lui Vătăjelu la colțul lung. Este Andrei Ivan, în zona este Șiran B. Ține mingea în teren Andrei Ivan. Zlatinski cere baronul la marginea careului. Ivan îi trimite acum bulgarului. Să vedem ce va face Zlatinski. Centrează pentru Vătăjelu. Din prima Vătăjelu, pleș care spinge până la Ivan. Gol! 2-2. Ce meci! Ce meci la Mediaș! Andrei Ivan punctează pentru a patra oară în acest sezon. Îl egalează în ierarhia celor mai eficienți jucători de la această Universitatea Craiova, pe Măzărache. Iată pasa lui Zlatinski și Vătăjelul. Zlatinski pentru Cai. Vine la pressing și Nistor. Nu poate să progreseze Craiova cu această posesie. Poate acum la această pătrundere a lui Briceag. O pasă de la adversar, aici intervenția nereușită a lui Hanca. Și acum Ivan, 3 contra 4. Ivan, un dribling. Ivan! Gol! Ce execuție surprinzătoare! Nu știu dacă mingea a fost deviată, dar dacă n-a fost, este un gol super marcat de Ivan. 1-0 pentru Craiova după 10 minute trecute din această repriză secundă. Ivan reușește al treilea său gol stagional, dar dacă... Centrare, din nou în careul mic, Bornescu bâlbuie această minge, vine Zlatinski, șutează, însă nu o face din plin, Măzărac este acolo, Ivan, gol! Gol Craiova în minutul 95! Este echipa care a alergat mult mai mult după gol, e dureros pentru FC Voluntari. Pare uimit și Dumitru Dragomir. Ivan înscrie în prelungiri. Șutul cu stângul pe direcția lui Grahovaț. Situație clară de 2-0. Norocea vine bine din spate. Ivan va scăpa spre poartă. Ivan! Minutul 86 se materializează până la urmă și ocaziile Craiovei. N-a avut nicio fază de acest gen în acest meci Ivan. Schimbă câteva cuvinte cu Emil Dică. Nu știu dacă are loc să trimită mingea pe scurt, trebuie să cotească brusc după zid mingea, trebuie pus foarte mult efect. Însă de la Iani Zicu ne putem aștepta la orice. Execută Zicu pe scurt, autogol, Andrei Ivan marchează în proprie poartă, 1-1 din minutul 48. Iani Zicu se bucură să... Andrei Ivan, autorul acestui gol. E o minge pe care ar fi prins-o sau respins-o Calancea, era acolo. Centrarea lui Goluță, al treilea gol marcat pentru el în acest sezon, în această partidă. Are destul de bună, gol! Înscrie Ivan, 2-0, după 5 minute
de la primul gol. Învinsă Concordia dintr-o fază fixă, nu tocmai de cel mai înalt sau cel mai bun jucător la cap al Craiovei. Din nou debordată eficiența Craiovei. Am de la ora 16, Atalanta Juventus pe Digi Sport 3, iar pe Digi Sport 4 Sassuolo Milan. Acum pe Digi Sport 4 este Betis Granada. Aici la Digi Sport 1, de la ora 17 începe Eibar Barcelona. Frumoasă această preluare a lui Ivan! O bijuterie de gol reușită de Ivan! Execuție de super fotbalist! Minutul 29, Craiova deschide scorul la un moment de geniu al lui Andrei Ivan. Al cincilea gol marcat de Ivan, care îl egalează în topul marcatorilor Craiovei. Aruncă Rus de la margine. Slatinski pentru Bancu, pasă bună pentru Măzărache, așteaptă și Ivan, Ivan care, gol! Gol Craiova, dublă Ivan, două goluri înscrise de cel mai de perspectivă jucător al Craiovei și poate din campionatul nostru. Se distanțează logic pe tabela de marcaj Craiova, spații mari defensiva voluntariului.